Bună seara! Bine te-am găsit! Bine v-am găsit! Se spune că atunci când ți-e frică de ceva, trebuie să faci exact opusul a ceea ce ți-e, de ce ți-e frică. Și nu știu de ce mi-e frică de life-urile astea. Habar n-am. Sunt o persoană empatică, mă conectez la oameni, sunt foarte dragi oamenii și... În mediul acesta online, vorbind în fața telefonului, este cumva încă inappropriate pentru mine. Mă acomodez, promit, vreau să fac din această întâlnire de marți seara cumva să rămână o întâlnire, să vorbim, să stăm de vorbă, să vă aduc informații. Eu citesc mult, scriu. Și poate chiar aș putea să vin în întâmpinarea voastră cu gânduri. Vă mărturisesc că mi este destul de greu să vorbesc despre mâncare sau slăbit sau orice chestiune legată de slăbit și chiar și de mâncare în vremea asta, pentru că cumva, așa cum mi-a scris cineva pe Facebook, Doamnă, termină să mai dai sfaturi de slăbit, cu toate că eu vorbeam despre zahăr și că ar fi bine să evităm zahărul în această perioadă, pentru că dacă e să scot un aliment în perioada asta de stres, cu imunitate, în care vreau să am grijă de imunitate, ăla este zahărul. N-am nevoie de el, zahărul procesat. Și, mă rog, postarea mea era despre zahăr și cineva mi-a scris, Duduie, încetează să mai dai sfaturi despre slăbit, că unii nu au ce să mănânce. Și chiar e destul de... Mi se pare și mie redundant să vorbim despre, eu știu, combinații alimentare... chestiuni care țin strict de mâncare. Răspund pe mail și răspund celor care mă întreabă pe partea aceasta. Oricine îmi pune o întrebare cu mare drag și încerc să nu las nimic fără să răspund. Adică măcar o idee, un link, un cuvânt. Da? Putem, fiecare dintre noi. Dar astăzi aș vrea să vorbesc despre altceva. Repet, aș vorbi despre mâncare, dar parcă nu e momentul cel mai bun. Suntem într-o perioadă în care suntem încercați așa, vis-a-vis de a ne vedea ca fire, ca potențial. Sunt absolut convinsă că aceste vremuri le putem valorifica și pot să fie pentru noi un start pentru a descoperi abilități noi, un start pentru a ne descoperi potențial, credință, da? Avem nevoie de skills-uri noi de descoperit acum și cred cu tărie că dacă urmărim chestiunea asta, în această vreme putem să o facem. Drept urmare, eu mă familiarizez cu tehnologia și încerc să fac din asta să las această provocare să vină către mine și eu să întâmpin și eu asemenea. Astăzi este 7 aprilie, mă gândeam marți, ce o să vorbesc marți, despre ce o să vorbim. Azi dimineața mi-am adus aminte că este Ziua Internațională a Sănătății și atunci cumva mi-a fost așa clar că e un cuvânt bun, e o temă bună și cumva jumătate de oră aș vrea să stăm împreună și să ne gândim un pic la sănătate. M-am așezat confortabil, mi-am făcut un ceai, așa cum te-am îndemnat și pe tine să-ți faci, mi-am făcut un ceai de salvie. Dimineața beau ceai de turmeric. Poate că ai auzit de turmeric, de curcumă, care este un super bun antiinflamator și poate că ne face bine în perioada asta. Tendem și pe tine să te așezi confortabil. Mulțumesc, Gabi, că te uiți la mine, mulțumesc, Raul, că ești cu mine, mulțumesc, Cristiana, mulțumesc, Radu, Amelia, fain, suntem, Cristina, te văd, da, Bogdan, ești cu mine, te salut cu drag, Sebastian, Mihaela, vă îmbrățișez pe toți, mă bucur că sunteți cu mine. Vă provoc la o introspecție, vă provoc să ne gândim, odată după ce v-ați așezat comod, să ne gândim ce înseamnă sănătatea pentru noi. Tema aceasta legată de sănătate, atunci când mă duc și vorbesc cu oamenilor despre stilul de viață sănătos, definiția sănătății uneori e punctul de plecare. Atunci când vorbesc de mâncare, de stil de viață, pornesc cu sănătatea. Poate că până la 30 de ani nu avem așa o responsabilitate vis-a-vis de sănătate. Suntem sănătoși, e cumva la pachet starea de sănătate cu viața noastră. După 30, după 40 de ani începem să conștientizăm că de fapt este un dar de care avem nevoie să avem grijă cumva.
Și te provoc să te așezi comod și să gândești, să te gândești un pic ce înseamnă sănătatea pentru tine. Când te-ai gândit ultima dată la sănătate și care ar fi definiția ta pentru sănătate? Azi dimineață, în postarea pe care am făcut-o, ți-am scris despre sănătate. La mine, pentru mine, starea de sănătate înseamnă dimineața când mă trezesc, să mă trezesc cu bucurie, curioasă de ce o să se întâmple, ce am de făcut, de oamenii pe care urmează să-i întâlnesc. Acum nu întâlnesc foarte mulți, dar tocmai de aia sunt curioasă. Oare ce o să mai pot să descoper astăzi? Cu ce o să mai joc cu Saskia? Ce o să mai discut cu soțul meu? Da? Deci relațiile rămân în continuare. Faptul că dimineața mă trezesc și sunt bucuroasă și sunt curioasă și mă bucur de faptul că urmează o nouă zi în care pot să mă descoper, să mă schimb, pentru că ne schimbăm și de la o zi la alta. Aceasta este pentru mine starea de sănătate. Asta înseamnă sănătate pentru mine. Dacă dimineața mă trezesc și n-am chef să o fac și mă gândesc că iarăși trebuie să fac lucrurile pe care trebuie să le fac sau iarăși trebuie să mă întâlnesc cu oamenii cu care m-am întâlnit și ieri și n-am chef să fac lucrurile astea, asta e un semn că ceva undeva în sănătatea mea emoțională, poate, relațională, da? Ceva nu funcționează bine. Organizația Mondială a Sănătății are o definiție de mult, de peste 30 de ani, în care spune că sănătatea este un cumul de bine în starea fizică a corpului, în starea psihică, mentală și socială, adică a relațiilor. Aș adăuga cu îngăduință și partea spirituală, cumva. Sunt absolut convinsă că persoanele dezvoltate în direcția aceasta, care au acea pace lăuntrică, reușesc să-și alinieze și emoțiile, și mentalul, și fizicul. Dar nu vreau să intru în sfera asta, nu vreau să duc discuția în partea aceea. Aș vrea să te gândești ce înseamnă pentru tine sănătatea. Poate că nu te-ai gândit la asta și poate că poți să-ți dai acum o definiție și să rămână o temă după ce încheiem noi live-ul, să scrii undeva. Foarte mult contează să scrii undeva. Există o arie corticală care gândește, o alta care scrie și o alta care vede ce a scris. Și cu atât mai mult asta înseamnă un proces de adaptare la ceva ce gândești sau despre care reflectezi. Și a reflecta despre valori, pentru că aș putea să pun sănătatea în valori, a reflecta despre valori în momentul acesta înseamnă a-ți aerisi cognitivul, a te relaxa și a-ți induce o stare de bine vis-a-vis de tensiunea și presiunea care, într-un fel sau altul, o simțim cu toți. Stăm totuși în casă de 3 săptămâni, adică oricât de bine ar fi și orice ar fi, stăm totuși în casă. Nu ne plângem de nimic. Poate să fie rău și rău este acolo unde oamenii nu sunt sănătoși, unde este instalată boala, acolo sunt probleme. Deci nu ne plângem, dar nici nu putem să anulăm cumva realitatea care e în jur. Te invit să reflectezi la aceste valori pe care le ai. De ce spun valori? Atunci când, apropo de valori, vreau să-ți spun că unul dintre cele mai revelatoare momente în cariera mea didactică, dacă pot să spun așa, a fost la DEVA. La DEVA cu studenții de la asistenți de medicină generală. Nu știu de unde și până unde, într-unul dintre cursurile, primul sau al doilea curs din științele comportamentului, am început să vorbim despre valori. Și bineînțeles că pentru fiecare valorile personale sunt diferite. Unii poate că au valoare ca și valoare banii, alții familia, alții profesia, alții au valori ce țin de tipul de personalitate, demnitate, respect, credință. Alții avem valoare sănătatea. Pe mine, dacă mă întrebați, una dintre valorile clare este sănătatea și una este familia. Și în momentul în care ai ca și valoare sănătatea,
poți să dezvolți. Dacă nu te-ai gândit la sănătate până acum, în momentul în care vorbim de o valoare cum o am eu, o să vreau să-ți povestesc ce înseamnă sănătatea mai mult decât definițiile pe care ți le-am dat. Dar mă întorc înapoi la curs și, de obicei, la sfârșitul semestrului, una dintre întrebările de examinare, dacă pot să spun așa, sunt legate de care a fost cea mai importantă informație, care a fost inside-ul, care a fost cel mai tare moment sau care a fost ideea care au reținut-o studenții de-a lungul cursurilor pe care le-am avut împreună. Și acolo la DEVA, foarte mulți dintre ei la final au spus a fost revelator pentru noi că ați deschis discuția despre valori personale și că am vorbit despre valori și și-au amintit acel curs și și-au cumva făcut ordine, dacă pot să spun așa, sau și-au refreshuit valorile personale. E așa de fain. Acum avem parcă un pic mai mult timp, nu? Să facem aceste introspecții, pentru că, repet, ele ne dau o stare de bine. Apropo de asta, am toată convingerea, vreau să-ți arăt ce carte am citit zilele astea. Arta de a-ți crea amintiri. O să fac o recenzie despre ea și o să scriu pe blogul meu. Este o carte incredibil de faină. Ne învață să retrăim, să ne creăm amintiri frumoase. Ne aduce în prim plan amintirile pe care le-am avut și la care poate nu ne-am gândit de mult prin felul în care scrie. Autorul este considerat cel mai fericit om din lume. Lucrează în proiecte de cercetare și studiu ale fericirii la nivel global, mondial. Și în această carte vorbește foarte mult despre aceste introspecții personale și cât de bine ne fac ele la nivelul mental, cât de bine ne prind din când în când să facem asta. Mă întorc înapoi la sănătate și aș vrea să-ți las gândul ce înseamnă sănătatea și să scrii despre asta. Mă întorc înapoi la valori și te provoc să te gândești ce înseamnă, care sunt, cum sunt valorile tale în momentul ăsta, ce este cel mai important pentru tine, ce te ghidează în viața asta, care sunt scopurile tale și valorile și resursele. Dar mă opresc la valori. Mă întorc înapoi la sănătate. Imaginează-ți că eu te provoc să vezi sănătatea ca o masă cu patru picioare. Îți imaginezi o masă cu patru picioare. Imaginează-ți că unul dintre picioare este reprezentat de felul în care te hrănești, nutriția. Unul din celălalt picior este reprezentat de somn, odihnă. Al treilea picior este reprezentat de mișcarea fizică, flexibilitate. Și al patrulea picior este reprezentat de felul în care îți gestionești gândurile, felul în care îți rânduiești mintea. Ei bine, masa aceasta este susținută de aceste patru picioare. Hrana este cumva combustibilul tău de funcționare. Da? Hrana este un aport de nutrienți și energie pentru corpul tău de la nivel celular până la nivel de structură, de întreg. Al doilea picior, somnul, odihna, știm bine că un somn bun este poate cea mai bună terapie uneori. În momentul în care dormim, se regenerează, în primul rând, sistemul nervos, neurotransmițătorii, nu suntem funcționali după o perioadă de timp în care nu avem somnul reglat. Este foarte important somnul în viața noastră. Al treilea picior, mișcarea fizică și flexibilitatea. Ei bine, aici intră partea aceasta de a fi activ, de a te provoca în continuu să fii o persoană activă, să ai o bună circulație a limfei, o bună circulație a sângelui, o bună oxigenare a creierului. E foarte important să te gândești la mișcare, nu neapărat ca la o frumusețe a formelor, care contează, de ce nu, până la urmă ține de respectul personal și către ceilalți, dar mai mult decât atât să te gândești ca la o stare de bine și de energie bună în întreg corpul. Și al patrulea picior, poate cel mai important, felul în care îți rânduiești mintea. Spunea părintele Teofil Pârian, un om, dacă vrea să-și facă ordine în viață, mai întâi trebuie să-și facă ordine în minte. E foarte important cum gândim,
tiparele după care cumva mintea noastră este lăsată conștient sau inconștient să funcționeze. Și e atât de greu să vorbim despre o minte în control, pentru că știm bine, conștientul nostru este undeva la 10%, cum spunea Freud, e precum un iceberg conștientul și marea parte din mintea noastră este un inconștient. Tocmai de asta avem nevoie de atenție, de prezență, de deschidere, ca să fim cât se poate de conștient și de prezență în viețile noastre, să controlăm, să avem un autocontrol al gândurilor, al acțiunilor, al reacțiilor, dacă vreți. Sănătatea, masa cu patru picioare, poate să stea și cu trei picioare. Dacă unul dintre cele patru picioare nu este cumva în atenția noastră, dacă, de exemplu, nu faci mișcare fizică sau nu ai somn bun sau nu ești atent la hrană, să-ți imaginezi că ești sănătos și că masa poate să stea pe cele trei picioare. Dar gândește-te cum ar fi masa cu patru picioare, doar cu două picioare. Să știi că și pe două picioare poate să stea masa. E ok, da? Însă, dacă luăm și al treilea picior și dacă nu suntem atenți la trei aspecte care cumva țin acest echilibru al vieții noastre, s-ar putea să apară o disfuncție, s-ar putea să apară o boală, s-ar putea să nu te simți bine la un moment dat, să nu ne simțim bine la un moment dat. Acesta este al treilea subiect pe care cumva te îndemn să ți-l iei spre introspecție după ce terminăm live-ul acesta sau de seară înainte să dormi. Cum este masa ca sănătate cu cele patru picioare pentru tine în viața ta? Care dintre picioare îl neglijezi și poate îl neglijezi de mult timp? Care dintre ele are nevoie de atenția ta? Da? Sănătatea cu cei patru piloni. Nu dormi bine? Nu ești atent la hrană? Sau poate nu te miști deloc, nu ești flexibil? Sau poate că ai avea nevoie un pic de o rânduire a mentalului, cumva de o atenție, de o maturitate emoțională în pe viitor, într-un ca să spun așa, ce ți-ai dori să schimbi sau ce ți-ai dori să îmbunătățești în viața ta de aici înainte. E foarte important să iei această temă cu tine. Acum, eu în acest live vin cu informații și te și provoc să faci lucruri după ce se termină acest live. Am auzit undeva că nu este importantă întâlnirea pe care o ai cu oamenii, nu este atât de importantă cât de important este ceea ce fac ei după ce se termină întâlnirea cu tine. Acesta este gândul cu care intru atunci când merg într-o conferință, într-o sală unde am o conferință. Acesta este gândul cu care merg atunci când mă întâlnesc cu studenții și îngăduiem să vin și în fața ta acum, în seara aceasta, cu același gând. Este important ce vorbim noi acum, dar este cu adevărat semnificativ dacă faci cu adevărat ceva după ce se termină acest live. Și poate că nu este cel mai constructiv mod de a interacționa cu tine în live-uri, așa, astfel, dar eu cred foarte tare că are semnificație și așa cumva are sens. Nu doar să vorbesc, să-ți spun niște informații, ci să te provoc să faci lucruri după ce se termină această întâlnire. Sunt trei teme pe care cumva te-am provocat să le iei cu tine. Ce înseamnă sănătate, având în vedere că astăzi este 7 aprilie, Ziua Mondială Internațională a Sănătății, să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să dea Dumnezeu oamenii care au acum probleme de sănătate, mai ales în această pandemie, să fie cât mai repede bine, sănătoși. A doua temă, care sunt valorile tale personale? Ce valori ai? Cum sunt ele? Ce ar putea fi adăugat? Ce ar putea fi schimbat? Ce s-a mai schimbat în ultimul timp? Și cea de-a treia temă este masa cu patru picioare. Adu-ți aminte de masa cu patru picioare și vezi ce anume din cele patru picioare ai avea un pic de reglat sau de văzut sau de... Să fii atentă, să fii atent în starea de sănătate.
Acum, pe săptămâna viitoare, cu siguranță, tema până azi dimineață pe care mi-am dorit să o discutăm era în gândul meu legată de obiceiuri. Eu sunt fan, cumva, obiceiuri și dacă am făcut ceva în ultima perioadă, de 4 săptămâni aproape, am fost să fiu atentă la obiceiurile mele și să-mi creez o structură cât mai clară la ritualurile de dimineață și de seară. Acum, mulțumesc, Georgeta, mulțumesc pentru gând. Acum, săptămâna viitoare, cu siguranță marți, dacă suntem tot bine, sănătoși, ne vom vedea și vom vorbi despre obiceiuri. Înainte să, apropo de cărțile pe care le citesc, eu scriu despre cărți, iată, am început o altă carte acum, cum ne schimbă Dumnezeu creierul. E foarte multă informație care nu mă prinde nici pe mine, dar e foarte multă informație și legată de structura creierului. E o carte foarte, foarte faină, dar cea mai bună carte pentru vremea asta, dă-mi voie din nou să-ți o reamintesc. Arta de a-ți crea amintiri este ceva incredibil. Mă felicit că am luat-o și că acum, în vremea aceasta, a fost super binevenită. Ce ți-aș mai spune vis-a-vis de înainte să cumva să închidem, cât mai suntem împreună? Te-aș îndemna în continuare să fii cu ochii pe tine. Toată perioada aceasta eu cred că poți să o transformi în ce faci de aici înainte, în cum poți să fii mai bun de aici înainte, în cum poți să-ți activezi potențialul de a fi mai bun de aici înainte. Cred foarte tare că dacă așa se întâmplă lucrurile, n-are rost să stăm încălciți în de ce e așa, dar nu înțeleg, dar să intrăm în tot felul de teorii conspiraționiste. Cred că e foarte important să vedem de noi acum, să vedem de noi, să ne descoperim pe noi și în momentul în care ești cu ochii pe tine o să vezi lucruri care îți plac și lucruri care nu îți plac la tine. O să vezi că te simți incomod în situații și să vezi ce ai de învățat de acolo și ce poți schimba. Cred foarte tare că timpurile acestea sunt venite să ne transforme în oameni mai puternici și mai buni și gândul meu către tine este ceea ce îmi spun și mie de fapt, este să fii cu ochii pe tine. Fii cu ochii pe tine să vezi cum te simți, care sunt emoțiile tale, care sunt, repet, ce admir la tine, ce este acum, astăzi, dacă închizi ziua, ce este semnificativ din ce ai făcut și ce crezi că ai de îmbunătățit. Evident, e foarte importantă în această vreme relația pe care o avem nu numai cu noi, ci și cu cei de lângă noi. Pentru mine este o provocare zi de zi să relaționez și să găsesc cumva noi cărări între sufletele, mințile, inimile noastre celor din casă. Pe lângă relații, poți să te gândești la empatia pe care o manifesti, la disponibilitatea pe care o arăți. Spuneam, într-o postare de-a mea de zile trecute pe Facebook, spuneam că atunci când te simți foarte, când ți este greu, cred că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să lași orice ai face pentru tine, să fii disponibil pentru ceilalți. Este cea mai bună terapie. În momentul în care faci asta, cu siguranță te vei simți mult, mult mai bine la sfârșitul zilei. Nu te chinui să faci lucruri și să fii și pentru ceilalți disponibil și să, pentru că e o uzură foarte mare, da? Când simți că nu mai poți, e o pauză, pune-te pe tine pe locul 2 să vezi cum e să fii disponibil pentru ceilalți. N-am văzut întrebări. Dacă are cineva să-mi adreseze o întrebare și vrea să mă întrebe ceva, cum ți-ai creat această stare de bine dimineața, să nu fie o povară jobul, cum se termină? Luiza mă întreabă. Luiza, probabil că am creat-o în timp. Probabil că orice lucru pe care vrem să-l creștem la un moment dat, și îți mulțumesc pentru întrebare și mă bucur când mă întrebați, cred că atunci când vrei să fii atent, de exemplu la asta, cum mă trezesc dimineața, tot ce se măsoară crește, e o vorbă. Ei, imaginează-ți că sunt atentă la felul în care mă trezesc dimineața și sunt atentă și azi, sunt atentă și mâine și încep la un moment dat să găsesc în mine resursele ca aceste dimineți să fie tot mai faine. Da?
E foarte important. Acum tu îmi spui că jobul se termină la 17:30. E foarte important să facem, cred că în viața noastră, și aici Gabi de la Piatra Neamț, sigur o să înțeleagă mai bine ce spun, cred că e foarte important să facem cu bucurie lucrurile pe care le facem. Da? E jobul meu. Cum ar fi să fiu bucuroasă pentru ceea ce am de făcut, pentru că îl am? Și apoi să inserez bucuria mai departe în ceea ce am de făcut după 17:30. Stai focus, Luiza, pe lucrurile astea și vezi cum poți să le crești și cum poți să le schimbi. Este cel mai bun, cred că, sfat pe care pot să ți-l dau, da? Fii atentă, vezi ce se întâmplă, ce poți schimba. Pas cu pas, zi de zi, stând atent și focus pe ceea ce vrei să măsori, să crești, să schimbi, ai tot potențialul să faci asta în timp. Mă descurc de obicei, mă descurc de minune cu tehnologia. Cristina, s-o crezi tu, am vrut să fac live-ul de pe laptop și n-am reușit. Deci nu, chiar n-am reușit, am butonat tot ce era de butonat, așa că nu stau prea bine cu tehnologia pentru că fac acest live de pe telefon. Dar doamnește că funcționează și de aici, mă bucur foarte mult. Văd, Anca îmi spune, acea stare în care pot avea 1000 de dorințe. Atunci când pierdem sănătatea, avem o singură dorință, să fim sănătoși. Vezi, Anca, de asta pentru mine sănătatea este una dintre valorile mele. La mine s-a întâmplat la un moment dat, viața ne dă uneori de pământ, ne trântește de pământ uneori, viața dă peste noi uneori și atunci când a venit copila mea pe lume și am aflat ulterior că are sindrom Down, atunci a fost un moment de impact mare și în care sănătatea dintr-o dată a devenit o valoare pentru mine. Cred că atunci s-a întâmplat și switch-ul în viața mea, în cariera mea, în care am început să învăț și să caut despre sănătate. Și de asta fac tot ceea ce fac acum. E o binecuvântare în ziua de astăzi, dar atunci a fost foarte greu. Valoarea mea despre sănătate, legată de sănătate, vine de atunci și este foarte importantă pentru mine. Schopenhauer spunea că 90% din fericirea noastră ține de starea de sănătate. Pentru că dacă ești sănătos, te simți bine, poți să fii fericit, poți să faci lucrurile pe care le faci. Dacă te doare ceva sau nu ești sănătos, ai pierdut cumva șansa sau șansele să fii fericit. E foarte greu, e mult mai greu. Mara, te salut cu drag, mi-e dor de tine, pupă-i pe toți cei dragi de acasă. Aurora, te salut cu drag. Gabriela mă întreabă, dar dacă toate picioarele mesei sunt instabile, ok, o iei pas cu pas și încep să vezi. Primul picior ce ai de făcut, la al doilea picior ce ai de făcut și încet, încet poți să reconstruiești masa. Totul depinde de noi. Nu o să vină niciodată cineva să-ți așeze din nou picioarele la masă, pentru că tu ești cea care ai potențialul să faci lucrurile astea, da? Poți să apelezi la oameni în jur care să te ajute, la profesioniști, poți să te documentezi, poți să ceri ajutor, dar tu ești cea care o iei sistematic, pas cu pas. Obiectivul meu este să fiu mai sănătos și ce pot să fac pentru asta? Care dintre cele patru picioare încep și le am în atenție? La mulți ani sănătoși tuturor, așa să fie. Dorina, te salut cu drag, om drag, da, inspirație și energie. Mia, te salut cu drag. Nu știu, îmi vine să vă salut cu drag. Olivera, frumoasă, o doamne, cât ești de frumoasă, te salut. Alexandra, la fel, te salut. Cristiana, Angela, Diana, Adriana Roman, o femeie minunată, te salut. Ecaterina, draga mea copilă, te salut cu drag. Am început autoizolare, am scrie cineva, iar acum am ales cartea Dietetica, mă ține acaparată, mulțumesc foarte mult. Cristina, să dea Dumnezeu, citind această carte, să culegi din emoțiile pe care eu l-am inserat în această carte, să te facă să te simți puternică și să treci cu bine și să fii sănătoasă. Mulțumesc foarte mult de feedback. Adela Păun, o să ne puteți vorbi despre cum ați inserat obiceiul de a vă trezi foarte de dimineață. Adela, până îți vorbesc despre asta, e cel mai greu obicei pe care l-ai inserat. Da? Să te trezești dimineața la ora 5, în cartea Obișnuințe noi, Obișnuințe vechi, scrise de Jeremy Dean, da? O carte excelentă. Jeremy spune așa, îți instalezi obiceiuri în aproximativ 66 de zile, dar să te trezești dimineața la ora 5:30 s-ar putea să-ți ia 3 ani.
Și da, într-adevăr, după ani, în continuare este o provocare uneori să mă trezesc dimineața. Dar promit, Adela, că vorbim despre asta, despre obiceiuri săptămâna viitoare, marți. Nu cred că mai schimb tema, pentru că țin foarte mult la ea și eu. Astăzi am schimbat-o și am vorbit de sănătate, pentru că cumva este Ziua Internațională a Sănătății și cumva mi s-a părut că e binevenit să vorbim despre asta. Răzvana, te îmbrățișez. Am văzut că mi-ai trimis în acest timp, abia aștept să mă uit la materialul tău și să văd ce ne pregătești de Paști. Deci, Adela, până săptămâna viitoare, când vorbim de obișnuințe, sugestia mea pentru tine este să-ți comanzi cartea lui Robin Sharma, 5MM, care este o carte despre cum să te trezești dimineața la 5 și cum să faci din diminețile tale ritualuri perfecte. Da? Deci poți să iei cartea lui Robin Sharma. Dacă nu, ți-o arăt eu data viitoare și povestim data viitoare despre asta. Alina mă întreabă, mulțumesc, nu mă întreabă, mă mulțumesc foarte mult pentru gânduri, Alina Maria. De ce noi oamenii reușim să schimbăm doar ceva doar trecând întâi peste asta printr-o suferință? Cristina Axinte mă întreabă de ce uneori noi nu reușim să facem schimbările decât după ce am trecut printr-o suferință. Cred foarte tare în această sinusoidă a vieții. Mereu am spus că ar fi bine să mergem cât mai aproape de o constantă, dar viața nu e niciodată liniară, poate constant au mers doar sfinții. Noi mergem într-o ciclicitate și uneori avem nevoie să fim foarte jos, cum ți-am spus eu de mine, cu fundul de pământ. Uneori ai nevoie ca viața să dea cu tine de fundul de pământ ca să poți să te reconstruiești și să te clădești mai puternic decât ai fost. Eu cred foarte mult în asta și, Doamne, n-aș vrea să mă încerce Dumnezeu din nou, dar cred foarte tare că atunci când vine o provocare, un necaz, o durere, ai toate șansele și atunci ai șansele să-ți activezi potențialul și să te faci mai puternic și mai bun în ce ai de făcut din aici înainte. Nimic nu cred că e întâmplător. Doamne ajută să reușești și tu. Mulțumesc, Olivera, de la Zalău, salutări și toate bune. Vă salut de la Zalău. Cum aș putea să am mai multă încredere în mine? O, asta cu încrederea, o să-ți spun o poveste, Carmen. Stima de sine este cumva o abilitate pe care o construim când suntem copii. Părinții sunt cei care modelează stima de sine a copiilor. Am un tată și de mama și de tata mi-e dor pentru că sunt departe în momentele astea, dar mă bucur de fiecare dată când sunt dimineața și seara și aud că sunt bine și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Un tată super disciplinat, așa a fost crescut și el, l-am înțeles mai târziu, da? Am fost supărată la un moment dat pe el pentru că a fost atât de disciplinat și atât de serios cu mine în creșterea mea și cumva această disciplină a lui mi-a îngrădit orizontul și stima de sine a fost cumva șubrezită. Am o veste bună pentru tine. Stima de sine o putem reconstrui și o putem echilibra noi, maturi fiind. Și în același timp am o altă veste care nu e atât de bună, dar va trebui să lucrezi toată viața la asta. Deci stima de sine și încrederea în tine o poți construi și o poți remodela tu prin ceea ce faci, prin oamenii din jur. Sunt foarte multe. E o temă cu care dacă vreți o să o vorbim odată, dar ai încredere că poți să o faci pas cu pas, să citești, să cauți, să-ți găsești un mentor, să-ți găsești un terapeut, un psihoterapeut, un psiholog care să stai de vorbă din când în când. Poți să faci asta. Gabriela, te salut. Ramona îmi spune că dietetica este lângă mine pe noptieră. Da, sunt, mi-aduc aminte de o dragă prietenă, Mara, care îmi spunea că a avut multe luni în cartea pe noptieră și din când în când o lua să mai citească și mă bucur foarte tare. În carte, cumva, într-o transparență, este și povestea mea, schimbarea pe care eu am făcut-o și ceea ce s-a întâmplat în momentul în care am schimbat hrana, în momentul în care am schimbat atenția asupra emoțiilor. Spun o transparență pentru că mai am foarte multe de schimbat și de învățat și eu și nu aș putea să fiu cu totul și să spun așa ar trebui să facem. Am foarte multe de învățat și eu. Vladi, te salut cu drag, m-am gândit la tine pentru că astăzi m-am scris despre memorii și m-am gândit
la Vârful Moldoveanu și m-am gândit la memorii și la amintiri și chiar mă gândeam dacă o să mai facem vreo ieșire pe munte anul ăsta și nătăștuiesc cum merge și o să întâmpla. Monica, Maria, suntem 100 de persoane acum și vă mulțumesc foarte mult că suntem împreună. Nu am nicio așteptare, de la aceste live-uri vis-a-vis de câți ne uităm, ce vorbesc, cum îmbrac, dacă îmi stă bine părul, cu toate că mi-aranjez un pic părul înainte. Dar în afară de o singură așteptare, și asta e legată de intenția mea cu care mă așez atunci când fac aceste live-uri. Vreau să ne vedem marțea la 8 și intenția mea este ca de fiecare dată, după ce se termină aceste live-uri, aceste întâlniri ale noastre, să faceți ceva mai departe. Așa cum spuneam la început, nu este important ce se întâmplă acum, între noi, în această discuție, important este ce se întâmplă după ce închidem. Eu apăs finish și face fiecare. Să dea Dumnezeu să luați o idee, un gând, să faceți introspecțiile pe care vă îndemn să le faceți și să, nu știu, să vorbiți mai departe cu cei din jurul vostru. Nu că ați auzit un live sau am zis eu, dar ce ați reținut din ce am vorbit, povestiți celor de lângă voi. Pentru că asta vă consolidează cumva ceea ce poate ați construit acum mental sau ați aflat sau la ce v-ați gândit. Și mai mult decât atât, vorbim de circuite la nivelul creierului, de rețele neuronale care se creează. Este important ce faceți după. Introspectați ce înseamnă sănătate pentru voi. Gândiți-vă la valorile voastre. Care sunt valorile voastre? E un moment super bun să faceți asta. Și 3, gândiți-vă care dintre cele 4 picioare ale mesei nu sunt în atenția voastră și ce ați putea să schimbați. Sunt 3 teme cu care aș vrea să vă las în gând. Mă mai uit un pic și văd salutări și văd gânduri bune și sunt, wow, copleșită și eu. Îmi iau și eu din energia voastră. Mă gândesc că îmi dați curaj și mă gândesc că mă inspirați să fac lucruri de aici înainte, din ceea ce eu învăț, din ceea ce eu studiez, pentru că fac asta foarte mult zilnic. Mi-am dat seama, la un moment dat mi-a spus fetița mea, tu ești în continuu cu laptopul și cu cărțile, m-am săturat. Da, într-adevăr, sunt în continuu cu laptopul și cărțile, dar să știți că asta nu mi-a rolul de asta și a face prânzul în bucătărie în această vreme sau a face curat. Nu, nu, le fac și pe astea. Da, nu despre asta e vorba. Bună, Alin, de la Deva, te salut cu drag. Ideea este că din ceea ce înveți, din ceea ce eu învăț, vreau să dau mai departe, din ceea ce tu înveți, din ceea ce tu faci zi de zi, caută într-un fel sau altul să găsești un canal să dai mai departe. Așa cum spunea Robin Sharma, dacă fiecare dintre noi ar face ceva cu pasiune, la un moment dat ar putea să ajungă cel mai bun din lume în acel lucru pe care îl face cu pasiune. Pentru cei din jurul lui, pentru cei pe care îl cunosc, nu neapărat la nivelul de succes la care vă gândiți. Luați cu voi și introspectați. Este important ce s-a întâmplat în acest live, în această întâlnire. E important că ne-am conectat într-un fel sau altul, cu toate că prin tehnologie e destul de greu. Nădăjduiesc ca vocea mea, gândurile mele să vină către tine și să te las cu aceste 3 gânduri de introspecție. Ce este sănătatea pentru tine? Care sunt valorile tale? Și cum e masa ta cu 4 picioare? Cum? Care dintre ele are nevoie să fie cumva aranjată în vizorul tău, în focusul tău? Felul în care mănânci, somnul, mișcarea fizică sau felul în care îți rânduiești mintea, emoțiile, relațiile. Am fost împreună și erați foarte mulți și au fost foarte multe gânduri bune, așa că nu m-am oprit în 30 de minute, dar mă opresc acum. Te las împreună cu cei dragi ai tăi acasă, întoarce-te lângă cei dragi de acasă, povestește cu ei, dă mai departe gândurile de bine. Cred că rămâne în continuare, cu asta vreau să închei, provocarea de a fi un om mai bun. Cred că rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru noi toți. Să fii bun într-o lume în care se mișcă uneori fără să-ți dai seama cum, să fii bun este cea mai mare provocare. Fiți buni alături de voi, de cei de lângă voi și lăsați timpurile vremii să vă construiască mai puternici și mai frumoși ca oameni.
Vă îmbrățișez pe marțea viitoare cu bine, la ora 8. Toate cele bune. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc. Te salut, Doina. Mulțumesc.